Bună ziua tuturor, Shalom, de aici din orașul vechi Ierusalim. Suntem cu grupul de voluntari care astăzi vor pleca spre aeroport. În curând o să ne deplasăm spre aeroport. 10 martie. Astăzi începe sărbătoarea musulmană Ramadan și de fapt astăzi ar fi trebuit să intre în vigoare acordul de încetare a focului sau mâine între organizația Hamas și între Israel. Au fost discuții de încetarea focului și de tratative în urmă cu aproximativ 10 zile la Paris, după care au continuat aceste tratative în Qatar, împreună cu Statele Unite și împreună cu alți reprezentanți. Însă, după ce Israel a semnat acest acord în care se declara că Israelul este hotărât să înceteze focul pentru 45 de zile în prima fază, să elibereze în jur de 500 de prizonieri din armata Israelului de talie înaltă și să dea voie cetățenilor din fâșia Gaza de partea de nord să se întoarcă acasă în mare parte. Hamasul a rămas să discute lucrurile acestea și să dea răspuns, însă nu au hotărât nimic, nu au răspuns nimic. Iar după câte se cunoaște și după câte s-a aflat, există disensiuni în organizația aceasta pentru că unii doresc această încetare a focului, alții nu. Hamasul, ca și organizația, a declarat că dânsii doresc să se înceteze definitiv focul și să elibereze numai 40 de ostatici. Israel a fost de acord să elibereze 40 de ostatici, însă n-a fost de acord cu încetarea definitivă a focului. După aceste 45 de zile, dacă totul merge bine și Hamasul împreună cu Israel vor hotărâ să continue tratatele de pace și de eliberare a ostaticilor contra pușcăreașilor din închisorile israeliene, atunci Israelul a zis că va lua în considerare prelungirea acestui tratat de pace. Însă Hamasul nu vrea sub nicio formă, este hotărât să acorde 40 de ostatici în schimbul încetării definitive a focului și în schimbul eliberării complete a fâșiei Gaza, adică armata israeliană să se retragă și oamenii să se poată întoarce în fâșia Gaza. Revin, Israel nu e de acord, iar Statele Unite și Qatarul sunt foarte împotriva organizației care a declarat aceste lucruri, pentru că spun că în felul acesta ei tărăgânează acest tratat de pace și nu sunt de acord și sub altă formă, cu alte cuvinte, vor să fie victime, adică mâine începe Ramadanul și de sărbători, în loc să fie pace și liniște, ei sunt cei care sunt victimele și Israelul nu le dă pace. Revin, Israelul a semnat acest acord în urmă cu aproximativ 10 zile, însă Hamasul nu este de acord și vom rămâne aproape să vedem dacă cumva mâine sau poimine se va semna totuși acest acord de pace între cele două părți și dacă se va discuta despre acest lucru. Între timp, trebuie să spunem că am fost acum cu voluntarii noștri în Ierusalim astăzi și e pace, liniște, avem în continuare câteva filmări din orașul vechi Ierusalim pe care le puteți vedea și bineînțeles avem și alte filmări pe care o să le prezentăm zilele următoare. Avem multe, multe locuri care să vi le arătăm pe care le-am văzut cu voluntarii noștri și bineînțeles vă așteptăm în pelerinaje pentru că au început pelerinajele în Israel. Pentru cei care vă temeți să veniți pentru că se spune că este încă război, pentru cei care vă temeți pentru că multe obiective turistice nu sunt deschise, vreau să vă reamintesc că 90% din obiectivele turistice sunt deschise. Războiul este numai în zona de nord și de sud, la granițe și în fâșia Gaza, așa că noi peste tot pe unde am fost, turiștii, voluntarii noștri nu au simțit nimica, niciun pericol, deci ne-am desfășurat activitatea așa cum am hotărât și așa cum am dorit, deci n-au fost probleme, așa că stați aproape de noi și intrați pe site-ul nostru să vedeți când avem următoarele plecări. În Grecia mai sunt câteva locuri în data de 20 mai, apoi în data de 30 mai avem Polonia,
la superlativ, așa se numește. Avem Israel 26 martie, mai sunt două locuri libere, dacă cineva dorește. Am suplimentat deja locurile de la 30 la 40, acum mai avem doar două locuri libere. Apoi avem 23, 30 iunie, 50 octombrie și, dacă Dumnezeu îngăduie, în luna august, spre jumătatea lunii august, vom organiza un pelerinaj Israel și Iordania pentru cei care aveți concedii doar în lunile de vară. Și vă așteptăm pe toți de aici, din Țara Sfântă, din Israel, Daniel Stange, cu știri direct de la sursă. Și am ajuns numai pentru o oră de relaxare în Molul Mamila. Și avem parte și de un spectacol gratis. I-am lăsat la aeroport pe frații noștri voluntari și acum mă îndrept spre casă și vreau să vă spun câteva motive de rugăciune pentru care am vrea să ne rugăm în perioada aceasta Ramadanului, care va ține până pe 9 aprilie, ca Dumnezeu să binecuvinteze țara lui cu pace, să nu fie conflicte în Ierusalim și în Israel bazate pe situația politică. Dumnezeu să dea înțelepciune celor din conducerea guvernului israelian. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care suferă de partea israeliană și de partea palestiniană în urma războaielor. Și, bineînțeles, dacă e voia lui, să se încheie tratatul acesta de pace în condițiile în care crede Dumnezeu că pot fi stabilite. Continuați să vă rugați alături de noi.